Nu știu cum se zice la treaba asta. Ei spun tot artă. Ia uite nebun. Da. E artă creată nu cu pensula ca la pictori, nu cu roata de olărit ca la olari, nu cu dalta și ciocanul ca la sculptor. E creată de cazma. Tot o artă și asta. Tot o artă. Artă la cazma. Aici am făcut tot felul de alei pentru cartuși. Deci asta e aleea lui tradițională. Asta e aleea nouă pe lângă trandafir și la aleea până aici. Și cealaltă... aleea veche. Straturi, straturi. Aici o să vină ceapă, usturoi. Am gândit toate traseele lui Cartuș. Să nu strice brazdele nebunul. Pregătesc straturile, brăzduțele, ne zicem noi, pentru ceapă și usturoi. Acum dau cu var, după care le iau cu sapa, atât la mărâmțit bolovanii, cât la omogenizarea și impregnarea varului în strat, în pământ. Mai am de dat două brazde cu var, urmă să iau sapa. Am presărat varul pe brazde și pus pe la pomișori. Și acum să le iau cu sapa. Pentru omogenizare și impregnarea în sur a varului. Bătu puțin vântul, m-am umplut de praf. De var, da. Asta e. Și așa așteptăm de când nu mai ploaie, nu mai frig, nu mai punem ceapa și usturoi. Cât se va face aici, e de ajuns pentru familie. Prima brazdă am luat-o la sapă. Mărunții bolovanii cât de cât. Scopul e să incorporez varul în sol. Acum iau și cu grebă la mărunțit și eu zic o să fie ok de pus usturoiul și ceapa. Continuăm. Gata, am dus sculele. Brazdele le-am pregătit, a luat câteva ore bune. Neașteptat de tare pământul, chiar dacă l-am săpat acum o lună și ceva, de la ploaie se întărise. Am zis că decât trec o dată cu sapa așa să amestec varul, da, să-l impregnez în sol, da. N-a fost chiar așa. Trebuie să iau bine la sapă. Se întărise pământul. Și avem 5 straturi pregătite. Nu, șeful, Cartuș, am făcut treabă bună cu brazdele, cu straturile. Nu? Pregătit 5 straturi, 2 vor fi cu usturoi și 3 cu ceapă. Dat cu var. Foarte destul pentru ce avem noi nevoie ca și familie. 1, 2, 3, 4 și cu asta 5. Asta e foarte de ajuns. Foarte de ajuns. Acolo e răsadul.
crește, crește. Și a venit vremea să punem ceapă. Șerpaticul de ceapă și căței de usturoi. Mai e pe aici, tăiat puțin la burian. Dar nu ne grăbim și acolo la zmeură trebuie să intru. Da, întâi să termin cu ceapa și usturoi. Săpăliga, fac șanțulețele, șir, la soară trasat și începem să plantăm, încep să plantez arpacicul de ceapă și căței de usturoi. Am pus 4 rânduri, că merg cu totul și cu ceapă și cu usturoiul. La sfoară, lucrăm cu mult la sfoară, așa. Săpăliga asta istorică. Accentuleț. Și până încep șoară. Treabă bună. Gata cu plantatul arpacicului și cățăilor de usturoi. Am una, două, trei straturi de ceapă și două în capăt, unul pe invers întoarsă brazda și două de usturoi. Acum mai dau apă și pe urmă Dumnezeu știe. Va avea grijă. Încă o zi reușită în curticica mea, în grădinița mea. Soarele se apropie de apus și eu de finalizarea lucrului. O seară frumoasă vă doresc!